Întâia epistolă sobornicească a lui Ioan. Capitolul 1. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viață care era la Tatăl și care ne-a fost arătată, deci ce am văzut și am auzit aceea vă vestim și vouă ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Isus Hristos și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină Vestea pe care am auzit-o de la el și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în el nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum el însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții, și sângele lui Isus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri, și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi.